Vă salut dragii mei prieteni, bine v-am regăsit la un nou vlog, numele meu este Alin și astăzi vorbim despre favoriții din data de 16 mai 2021. O să vedeți că și în această gală s-au făcut tot felul de strategii, dar nu înainte de a începe cu gala, apăsați butonul acolo, abonează-te pentru că nu vă costă nimic și, după cum bine vedeți, primiți informații în avans din Casa Puterea Dragostei, cât și mai nou de la Survivor România. Dragi prieteni, nu vreau să o lungesc foarte mult, vreau să vă spun că fetele împreună cu băieții au făcut o strategie pentru a-l vota și a-l elimina pe Selatin, se pare că băiatul cel nou deranjează acolo, dar nu prea au dus capul pe unii dintre ei pentru că nu le-a ieșit strategia. De ce spun asta? O să vedeți mai târziu. Haideți să începem cu favoriții. Favoriți ca de obicei, favoriții staffului, favoriții supremi sunt Alexandra și Marinescu. Am fost puțin ironic cu favoriții staffului și supremi, dar se pare că ușor, ușor și emisiunea își pierde audiența pentru că, sincer, eu nu prea mă uit la emisiune, dar m-am cam săturat știind o săptămână înainte cam cine sunt favoriții și ce se va întâmpla. Deci, Alexandra și Marinescu favoriți, propuși la eliminare, Cristina, fata cea nouă și, cine credeți, se latin așa cum v-am spus eu. Dragi prieteni, deci, se pare că strategia nu le-a ieșit pentru că nu i-au dus capul pe o parte din concurenți și au votat-o pe Cristina la eliminare. Sfatul meu ar fi fost ca... Se latin să plece, să o fi votat-o pe Adriana, vă aduceți aminte la începutul emisiunii când toți concurenții s-au pus și cred că Adriana a fost de vreo 6-7 ori în față. Toți băieții au plecat pe bandă rulantă, iar când a câștigat Marinescu sau Comănișcecul, hop, a apărut câte o cutiuță și Adriana tot a fost salvată. Drepti, dragi concurenți, pe viitor dacă vreți să eliminați un băiat, votați-o pe Adriana la eliminare pentru că este sora mâinii drepți. a stafului din Casa Puterea Dragostei și ea venind la pachet cu Alexandra, staful nu-și permite să o piardă, după cum bine știți, Alexandra tot amenința că dacă pleacă sora ei, pleacă și ea acasă. Deci, pe viitor, vă dau o idee bună, ascultați-mă cu atenție, dacă vreți să eliminați un băiat, votați-o pe Adriana la eliminare și automat 100% băiatul va pleca. Dragii mei prieteni, cam acesta a fost vlogul. Am și un Instagram, Instagramul se numește Culise TV și acolo vorbesc despre puterea dragostei, vorbesc și despre Survivor. Astăzi am pus o întrebare legat de Albert, dacă a simulat acea lovitură cu chitoașcă. Mai multe detalii le găsiți pe Instagram, încă o dată Instagramul se numește Culise TV. Prieteni dragi, numele meu este Alin și eu ca de obicei vă doresc multă, multă sănătate și să ne regăsim cu bine la următorul vlog. La revedere!